Proiectele sunt finanțate cu fonduri europene, iar mare parte dintre ele sunt în faza de licitație. Cele 4 proiecte care se pregătesc de execuție presupun achiziționarea aparaturii de specialitate pentru ambulatoriul spitalului din Horezu, un centru ISU care va cuprinde poliția, pompierii, Smurdul, dar și jandarmeria. Totodată va începe și construcția unui centru pentru animalele fără stăpân din oraș. Și nu în ultimul rând, se va continua automatizarea iluminatului public din oraș și zonele limitrofe. Mai avem de pornit încă 3 lucrări, 4 chiar, din care sunt practic toate 4 sunt cu fonduri europene și mai avem în așteptare încă un proiect cu fonduri europene, tot pe axa 7-1. Am trecut de toate fazele, așteptăm decât să aloce banii pe axa respectivă din redistribuirea fondurilor existente ca să putem să semnăm contractul de finanțare. Cele 4 care sunt la ora actuală în faza de punere în execuție, existând toate documentațiile, am terminat licitația la ambulatoriu și va începe achiziția aparaturii aceea promise, remeneu, CT-ul, mamograf, osteoporoză, plus alte, și așteptăm să le aducă, să le montăm. Suntem în faza de scoatere la licitație a proiectării și execuției extinderii, modernizării și automatizării iluminatului public, 2 milioane și de euro. La primul avem 2,5 milioane de euro. Suntem în faza doar de scoatere la licitație a execuției centrului de intervenție ISU, avem banii europeni și vom muta acolo jandarmeria, poliția, plus pompierii și Smurdul. Și suntem în faza de întocmirea SF-ului, existând banii europeni deja pentru acel centru de câini, pentru că e o mare problemă pentru oraș și pentru toată zona limitrofă. Și de-abia am reușit acum să găsim o linie de finanțare. Sper că până la finalul acestui mandat să înceapă și construcția acestui centru. În rest, la ora actuală nu mai există surse de finanțare nici europene, nici guvernamentale. Tot ce dezvoltăm, dezvoltăm cu bani proprii. Și voi începe într-un timp relativ scurt, de la Olar până la Tănăsăr, să le facem drumul complet. Devizul de lucrări pe 900 de metri liniari, de la Stângaciu până la intrare în Tănăsești, înseamnă 16 miliarde de bani vechi, o sumă enormă, datorită faptului că acel covor subțire de asfalt care s-a așternut pe un strat gros de argilă, strat care are 1,5 metri grosime, și va trebui să-l scoatem tot, să punem balast, să-l tasăm și după aceea să venim cu stratul de asfalt, altfel îl punem degeaba. Într-un an sau doi va fi aceeași problemă care e și acum. Proiectele vor începe în acest an, iar cel mai probabil vor fi gata anul viitor.